Făina de greiere a apărut și pe piața din România după ce Uniunea Europeană a dat undă verde folosirii ei pentru producerea pâinii, a biscuiților sau a ciocolatei. Deocamdată prețul este unul extrem de mare. Un kilogram ajunge la aproape 1000 de lei. Românii sunt însă reticenți atunci când vine vorba să consume produse pe bază de insecte, dar specialiștii atrag atenția că produsele sunt sigure și că au un conținut foarte mare de proteine. Făina de greier se vinde în România cu un preț uriaș, aproape 100 de lei pentru 100 de grame. O găsiți pe site-uri online care comercializează produse bio. E drept că, datorită proprietăților ei nutritive, cantitatea folosită în preparate e mică. De exemplu, la o franzelă se pune făina rezultată de la 70 de greieri, ceea ce înseamnă cam 3% din ingrediente. Greierii provin din ferme unde procesul de producție este strict controlat. We have proven and patented technologies to produce cricket ingredients sustainably, affordably and at scale. Experții spun că greierii au un gust neutru, așa că nu influențează prea mult gustul pâinii sau al altor produse de panificație. La Iași, studenții au copt prima pâine cu făină de greieri în urmă cu aproape 2 ani. Am supus produsul finit unor degustări, unor evaluări din punct de vedere senzorial și am trecut la partea de cercetare, respectiv determinăm compoziția chimică atât a materiei prime cât și a produsului finit. Frăgezimea produsului este totuși mai mare decât la pâinea găsită în comerț. Pâinea cu făină de greier, o pâine cu un aport de proteine de 66-70%. Modificarea vizibilă pe care greierii o produc asupra pâinii e legată de culoare. În plus, 70% din masa unui greier este dată de proteine și vitamine, ceea ce crește semnificativ valoarea nutrițională a pâinii. Atenție însă la alergii. Reacțiile adverse pot varia. Făina deja este preparată termic și dacă o mai preparăm ulterior, riscul se reduce și mai mult. Niciodată nu o să fie zero, așa nu mai consumăm nimic, că ne este frică. Părerile românilor sunt împărțite când vine vorba de consumat produse pe bază de insecte. Măi, cred că da. Insectele, în general, au proteine de bună calitate. Să-l bagi într-un sos, da? Să-l îngroși așa cum îngroși amidonul sau să faci un aluat pentru prăjiturică. Sper să nu mănânc niciodată. Deocamdată, pe piața românească nu a apărut niciun produs la vânzare realizat pe bază de făină de greieri.